Polițiștii serviciului rutier Nanț au acționat săptămâna trecută pentru impunerea folosirii centurii de siguranță și a dispozitivelor de retenție omologate de către conducătorii auto și pasagerii aflați în autovehicule în cadrul campaniei preventive Seatbelt, coordonată de Organizația Polițiilor Rutiere Europene. Scopul acestei acțiuni a fost reprezentat de reducerea victimizării persoanelor, menținerea trendului descendent al numărului accidentelor rutiere mortale sau grave, precum și conștientizarea participanților la trafic cu privire la consecințele neutilizării centurilor de siguranță și altor dispozitive de retenție omologate în cazul implicării acestora în accidente. Polițiștii rutieri au efectuat controle pe parcursul întregii săptămâni, urmărind gradul de folosire a centurii de siguranță atât de către conducătorii auto, cât și de către pasagerii din autovehicule, precum și respectarea regulilor privind transportul copiilor în autovehicule. În cadrul activităților desfășurate au fost aplicate 375 de sancțiuni contravenționale pentru nefolosirea centurii de siguranță sau a dispozitivelor de retenție și 25 de sancțiuni pentru folosirea telefonului mobil fără dispozitive hands-free. Nefolosirea centurii de siguranță de către conducătorii auto se sancționează cu 2-3 puncte amendă și 2 puncte penalizare, iar de către pasageri cu aceeași amendă fără aplicarea punctelor de penalizare. De asemenea, conducătorul autovehiculului este sancționat cu 4-5 puncte amendă și 3 puncte de penalizare în cazul neasigurării că persoanele minore poartă centuri de siguranță sau sunt transportate în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate, precum și în situația nerespectării dispozițiilor privind transportul copiilor în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranță. Legislația în vigoare prevede obligativitatea utilizării centurii de siguranță atât în localități cât și în afara acestora pentru toți ocupanții locurilor prevăzute cu asemenea dispozitive. Folosirea centurii de siguranță în caz de accident crește șansele de supraviețuire de la 40% la 60%. Pentru a fi eficientă, centura de siguranță trebuie utilizată corect, reglând înălțimea acestuia astfel încât să treacă peste mijlocul umărului și nu peste gât, ajustând-o astfel încât să stea bine întinsă, fără a fi răsucită sau trecută peste obiecte solide ori casabile purtate în buzunare. Dispozitivele de tip airbag sunt de fapt sisteme suplimentare de retenție care au eficacitate numai dacă centurile de siguranță sunt cuplate.